Persoane tinere și sănătoase se prepădesc într-un mod misterios. Medicii și familiile acestora vorbesc despre sindromul morții subite la adulți. Au fost cazuri în străinătate ale unor persoane de 19-31 de ani, aparent sănătoase, care aveau o viață activă și care au murit brusc. Lucra pentru o companie de publicitate și se descurca foarte bine, povestește Margherita Cumins despre fica ei, Caterin, care a murit subit la vârsta de 31 de ani. Mergea la sală și făcea 10.000 de pași în fiecare zi, mai completează femeia. Ea povestește cum colegele de apartament ale ficei sale au găsit o moartă pe tânără după ce nu mersese la micul dejun, incidentul a avut loc anul trecut, potrivit stevonews.com. I-au trimis un SMS la ora 11.20 și când nu le-a răspuns, au verificat camera ei și au constatat că morise, relatează mama tinerei. O altă familie povestește cum și-a pierdut fiul sănătos în vârstă de doar 19 ani din cauza acestei boli misterioase, tot anul trecut în luna aprilie. Liam avea tot viitorul în față, învăța să o conducă, aștepta cu nerăbdare concertele planificate cu prietenii săi, multe excursii cu mașina și plănuia să meargă la universitate, când totul s-a sfârșit într-un mod crud, continuă postarea. Toate speranțele și visele lui s-au dus și n-au fost furate și n-o mai spune familia. Medicul de cardiolog a declarat că în registrul lor există aproximativ 750 de cazuri de persoane pe an, cu vârstă sub 50 de ani din regiunea Victoria, cărora li se oprește brusc inima. Între acestea, la aproximativ 100 de tineri pe an nu se găsește nicio cauză, chiar și după investigații extinse, cum ar fi o autopsie completă a mai adăugat ea. Cifrele au rămas în mod tragic constante de-a lungul anilor. Așadar, dacă există antecedente familiale, este o idee foarte bună să faceți un screening, recomandă medicul cardiolog.